Astfel, avem 26 de puncte în fruntea ierarhiei. Victor Nicolae conduce clasamentul general, campionul primelor două sezoane. E într-o formă foarte bună în actuala campanie. Cristian Berindea a venit cel în grupul fruntaș, s-a apropiat de Taraș la doar 9 puncte. Luca Selman, Radu Dumitrescu și Emanuel Gațela țin aproape. Gațela, din păcate, absentează astăzi. Asta e o șansă pentru Bechir, Șuțeanu sau Alex Cascato. Pe Dragoș Simion l-am pierdut din Liga Pro după două absențe consecutive. În schimb, revine aici Bogdan Moldovan. De asemenea, avem pentru prima oară nume noi precum Victor Covaci, Cătălin Tufeanu sau Eugen Dudașu pe această grilă. Iată Cristian Berindea, campionul la titlu, primul care coboară sub 1.23, coechipierul Andrei Bechir vine și el acolo în prima linie. Asta seamănă mult mai mult cu ceea ce vedeam în sezonul trecut, Mihai. Salutare tuturor, salut Alex, mă bucur să reîntregim echipa, să ne reîntâlnim Racing România pe un alt circuit american de tradiție, un circuit tot așa ca și Road America, foarte vechi, un circuit clasic, aș putea spune, pe care BMW-urile au rulat, ca și pe Road America, au rulat în perioada în care erau cele modelele folosite în American Le Mans Series. Vedem aici un 1.22.9 pentru Cristian Berindea, urmat de Bechir Moldovan, nume cunoscute, nicio surpriză momentan. Da, Bogdan Moldovan, totuși se vede câtă poftă de revanșă are după aceste două etape în Liga Semi-Pro. Revine și e acolo în bătălia pentru podium. Așteptăm totuși riposta lui Victor Nicolae. Iată-l aici prins în trafic. Nu se dă acolo Cristian Berindea din fața sa. Iată, acesta e un tur de încălzire, ca de obicei, piloții trec pe la boxe la jumătatea acestei scurte sesiuni, schimbă anvelopele și apoi dau atacul final. Cred că Șuțeanu, Taraș, Nicolae sau Hellman nu pot să fie la un ecart atât de însemnat de Cristian Berindea. Iată, depășit de Bechir, câteva sutime acolo, două sutimi, chiar mai puțin de atât. Moisescu urcă pe 3, incredibil, nu l-am văzut în acest sezon atât de sus pe Cristian Moisescu. Însă băieții de la APR Competition ne spuneau că sunt în formă, cu Moisescu pe 3 și Cascato pe 6. Da, e un pas în direcția bună, categoric. Da, Moisescu când are zile bune este acolo cu cei din față, din păcate am văzut prea puține zile bune pentru el, are mai mulți zile în care este undeva prin pluton, pierdut parcă, însă când merge bine, merge foarte bine, după cum putem vedea. Ce vreau să spun e că aici este foarte complicat pe Laguna Seca să ai un tur curat, dacă ești prins în spate e greu să depășești, circuitul este îngust, sunt viraje rapide cu o singură linie, nu poți să te baci pe interior sau să depășești pe exterior pentru că vei pierde timp, deci e foarte complicat dacă ești prins în spatele cuiva. Turul e scurt, sunt și probleme de trafic, am văzut deja, cred că mulți vor acuza asta în declarațiile de după această etapă. Ei bine, nu prea e loc pentru toată lumea, trebuie să-ți calculezi bine pașii ca ultimul tău tur lansat să fie acolo într-o zonă curată. Iată, de exemplu, Șuțeanu ar putea să fie încurcat de Alex Cascatău, nu se întâmplă acest lucru. Cascatău îl lasă pe Șuțeanu înaintea ultimului viraj și s-ar putea să fie o tactică inteligentă aceasta. Iată, Șuțeanu reușește să îmbunătățească cât de mult a contat faptul că Cascatău nu l-a încurcat acolo. Da, mă uitam pe timp, avem 13 piloți într-o secundă și tocmai a urcat Tufeanu cu 1.23.7, îl avem și pe Neg acolo, 1.23.9.8.2, este ultimul care este într-o secundă cu Bechir, deci avem multe mașini care sunt foarte apropiate. Să vedem însă, Alex, pentru că aici pe Laguna Seca nu ai zone de degajare cu asfalt foarte late, vibratoarele sunt foarte înguste, deci dacă ești puțin mai larg, puțin mai curajos, e foarte ușor să pierzi secunde valoroase pe nisip. Iată, Victor Taraș schimbă
ocupantul primei poziții. Acum el e în polul provizoriu, găsește aproape o zecime față de Bekir. Acesta este un timp foarte, foarte bun pentru Victor Taraș. Între timp, Victor Nicolae nu se regăsește, nu a găsit turul pe care îl căuta pilotul Smart Driving. Ei bine, Victor Nicolae reușea un 1.22.4 în antrenament. Acum e la o secundă de acest reper, are mare, mare nevoie să găsească loc pe această pistă, un tur curat acolo. În spatele său este Andrei Bekir, sper să nu se incomodeze cei doi și să reușească să pună în aplicare ceea ce și-au propus. Trecem prin corkscrew și între timp Mihai Șuțeanu urcă pe prima poziție, îmbunătățește și casca tău. Iată, totul se joacă acolo la doar câteva sutimi. Da, sunt pe carturi foarte mici, nu știi pe cine să alegi, mai ales că piloții mai au deja încă un tur, cei care au intrat deja în acest tur, acesta este ultimul pentru Șuțeanu. Mai este mai puțin de un minut pe ceas, deci cei care sunt acum într-un tur rapid, acesta este ultimul lor tur, ultima lor șansă să facă ceva, să schimbe ierarhia. Urcă pe 3 Nicolae, în sfârșit un 1.22.9, asta așteptam de la el, nu-i așa, Alex? Da, un tur bun, însă sigur va fi dezamăgit dacă nu va obține polul. E un specialist al polurilor, practic doar Emanuel Gațela a reușit să-i smulgă un pole position în actualul sezon lui Victor Nicolae. A fost mai mereu acolo în calificări, 3 poluri, 3 victorii până acum pentru Victor Nicolae. Acum s-ar putea să avem un nou poleman. Acum e prins acolo în spatele lui Berinde, dacă nu mă înșel, vedeam că îi făcea și flash-uri mai devreme, deci acest tur nu cred că va conta, nu cred că își va îmbunătăți reperul de 1.22.9. Greșește Berindea și trece Victor Nicolae, s-ar putea însă să fie prea târziu. Îl văd cum forțează pe acest final de tur, îl va prinde și pe Cezar Toader, altul care greșește, tai acolo în corkscrew pe intrare Victor Nicolae, să vedem dacă mai avem loc de vreo surpriză. Moisescu, Cascatău, Tufeanu sunt deja la boxe, au renunțat în această ultimă tentativă. Iată-l pe Victor Nicolae, va reuși oare să intre în prima linie? Destul de greu de crezut, a trecut prin multe acolo. Șuțeanu încheie calificările, nu îmbunătățește. Acum vine Victor Nicolae la linia de sosire și pentru doar o miime nu reușește să-l devanseze pe Taraș. Cât de strâns, iată, top 3 despărțiți de doar 17 miimi de secundă. Incredibilă sesiune. Chiar dacă ar fi avut timpul lui Taraș, tot ar fi fost pe 3, nu-i așa, Alex? Pentru că a făcut timpul mai târziu. Cred că ar fi rămas pe 3, chiar dacă ar fi avut același timp cu Taraș. Da, totuși, cred că și-ar fi dorit să găsească acele 2 miimi. Știe Victor Nicolae că polul ar fi fost posibil. Un tur curat e ceea ce mulți își doreau. Puțini au reușit să-l facă, să vedem dacă Bogdan Moldovan mai încearcă ceva în ultima sa tentativă. Ei bine, da, îl scoate pe Moisescu din linia a treia, urcă pe 6 Bogdan Moldovan și e acolo în bătălia pentru podium în această manșă. Superbă sesiune de calificări, pol pentru tânărul Mihai Șuțeanu, iată al treilea pilot care reușește un pole position. Ambii echipieri Wok Racing au acum câte un pole în dreptul lor în acest sezon al șaselea. Victor Nicolae însă e acolo la pândă, Berindea e acolo, Bekir e acolo, Taraș, nu mai ai cum să îl ocolești pe Taraș în bătălia aceasta pentru podiumuri. Sunt sigur că și Victor Taraș mai vrea să scape de monkey off his back, cum se spune, și anume faptul că din grupul fruntaș e singurul care nu a câștigat până acum. Pare puțin surprinzător, nu-i așa? Da, dar are constanța de partea lui, asta l-a ajutat până acum să fie mereu acolo în top 5, să prindă punctele în timp ce alții au greșit, în timp ce alții au gafat. Am văzut foarte multe tătachiuri la Bekir, la Berindea, Bekir cu deconectări, Berindea cu tătachiuri, la fel și Nicolae. Între timp, Taraș a văzut de treabă, a legat podiumul, a legat punctele și îl vedem aici pe locul 2 momentan în campionat. Să vedem cine va trece cu bine prin dublu viraj Andretti acum pentru prima oară. Da, va fi strâns acolo la start, va fi dificil de făcut orice previziune pe această grilă, mai ales că în urmă cu două sezoane mare parte din pluton a fost implicat într-un accident monumental. Sigur, asta vor să lase în urmă piloții cu certitudine
Starturile din acest sezon au fost cu mult mai curate. Lucrurile s-au întâmplat exact așa cum trebuia în majoritatea curselor și comisia care se ocupă de jurizarea incidentelor a scos în evidență acest lucru. Faptul că mulți și-au învățat lecția și nu am mai avut aceste probleme pe care în sezoanele precedente le vedeam adesea și deranjau pe mulți. Se rulează mult mai curat, toată lumea știe că aici este elita simracingului românesc. Într-adevăr, Alex, mulți poate se întreabă de ce avem o grilă mai mică în acest sezon față de sezoanele anterioare, însă până la urmă noi mergem pe, în Liga Pro, mergem pe criteriul de calitate în fața cantității, avem un număr mai mic de piloți, dar așa sunt cei mai buni și se și vede acest lucru prin faptul că merg atât de aproape, prin faptul că pot să se lupte curat, fără să se atingă, fără să se arunce în decor și prin faptul că merg și atât de repede, că pot merge curat, dar să mergi lent. Da, categoric, am văzut acolo timp de 1.22, e bine, aceștia sunt timpi foarte, foarte buni pentru traseul de la Laguna Seca. I-am văzut adesea pe piloții din Racing League Romania, dedându-se la comparații cu prestațiile cele mai bune pe plan mondial cu aceste mașini și pe aceste circuite. Și pot să-ți spun că chiar stăm foarte, foarte bine. Avem reprezentanți de top în sim racing și iată aici alinindu-se pe această grilă, o grilă pe care avem culori foarte interesante. Avem din nou nume noi, avem piloți care urcă acum din Liga Semi-Pro și vin cu ambiții mari și iată un Cătălin Tufeanu vine acolo și se instalează chiar în top 10 de la prima sa prezență în Liga Pro. E notabilă deja această calificare, doar câteva zecimi de secundă l-au separat acolo de top 5. Peste câteva secunde vom pleca în prima cursă a zilei. 30 de minute, iată, semafoarele sunt pregătite. Mihai Șuțeanu speră să își păstreze această poziție. Și se pleacă acum în cursă, Mihai Șuțeanu rămâne pe 1, Taraș e pe 2, Victor Nicolae atacă acolo poziția acestuia, să vedem ce se va întâmpla în acul de păr Andretti, așa cum spuneai, Taraș încearcă un exterior acolo, este respins și în spate. O, e întors acolo, Nicolae, da, este răsucit. Incident. Iar s-a atins cu unul dintre piloții Motul eSports, Victor Nicolae, aruncat la coada grupului Andrei Bechir sau Berindea, nu știu cine a fost acolo, cred că Berindea e cel cu avarii pe partea frontală a mașinii, da, el e, Moldovan urcă pe 4, Cascatău pe 5, Moisescu și el are urme acolo în urma acestor contacte și iată cum se reamestecă plutonul în acest prim tur pe Laguna Seca. Acum să începem numărătoarea inversă. În acest moment Nicolae acuză o diferență de 10,5 secunde față de Șuțeanu. Să vedem unde va fi peste 30 de minute. Ceva idei? Poate va urca în top 10? Nu știu ce să zic. Sunt sigur că și Radu Dumitrescu va reuși să urce acolo. Uite acolo ce îmbulzeală în corscru. Nu ai loc de atâtea mașini acolo. Da, foarte, foarte strâns, îi aștept pe unii dintre acești piloți care nu au performat în calificări să dea răspunsul acum în prima fază a cursei. Sunt deja avarii însemnate pe mașinile din mijlocul plutonului. Vedem din nou Mihai Neg, lovit din față, lovit din spate. Mașina sa cel mai adesea am văzut-o avariată și categoric nu din vina sa. Și asta e foarte important aici, pe un circuit cu foarte multe viraje rapide, ultimul sector de la Rainy Curve încolo sunt viraje rapide unde ai nevoie de apăsare, nu sunt viraje cu unde contează apăsarea mecanică, deci downforce-ul mecanic, deci ai nevoie de downforce-ul aerodinamic al aripilor, deci dacă ai pagube la partea frontală sau la cea posterioară, contează, mașina începe să subvireze și vom vedea asta pe timp. Da, categoric da, Victor Nicolae trece de Alex Damian, nu mai este ultimul, următorul pe care va lua la țintă este Andrei Morțilă. Morțilă e pilotul care se află cel mai aproape de acest circuit în momentul de față. El rulează din Canada. Ei bine, e o prezență constantă
campionul național de snowboard al României. Iată probleme pentru Tufeanu acum, cade în clasament și e atacat acolo pe interior de Dudașu, iese larg și Dudașu este expus la un atac al lui Victor Nicolae fix înainte de corkscrew. Trece Victor Nicolae, a trecut între timp și de morțilă pe greșeală personală. Continuă progresul lui Victor Nicolae, pe interior îl atinge pe Tufeanu și scapă totuși cu bine. Dincă e în decor în fața lor. Incredibil acest început de cursă. Kovács revine acolo fără să-i pună în pericol pe ceilalți piloți. Însă cât de mult s-a complicat misiunea lui Victor Nicolae de a puncta. Aceasta e ocazia pe care o așteptau Taraș, Berindea și ceilalți. S-a aruncat acolo prea pripit Nicolae, era clar că nu avea cum să fie pe interior, a băgat nasul prea violent acolo în față, atingere, cine a fost acolo, Dudașu cu morțilă și a ieșit larg, morțila a trecut, e pe exterior acum Nicolae, vedem de sus, va ataca acum și la Tufeanu, a trecut deja de el, se ating cei doi, iese larg Tufeanu, cred că s-a dus în nisip și el deja pe locul 15, cred că vor avea mult de lucru cei din comisie după această etapă. Da, deja e un debut de cursă mult mai animat și Victor Nicolae pierde din nou pozițiile la morțilă și Damian iese acolo larg. A ieșit în nisip, cred că de la problemele după în urma contactelor, cred că deja mașina începe să nu mai fie atât de ascultătoare. Da, categoric, da, sunt probleme cu această mașină Smart Driving. Acum îl devansează pentru a treia oară pe Alex Damian în această cursă. Înainte de corkscrew, următoarea victimă va fi iarăși Andrei Morțilă. Cât de strâns este acest grup, ne concentrăm pe această bătălie în față. Primii trei își văd de treaba lor, Șuțean în fața lui Tara și Bekir. Acum Victor Nicolae în ultimul viraj pregătește o ieșire bună și pe linia de start sosire vine în paralel cu Andrei Morțilă. O ieșire largă acolo a lui Morțilă, e foarte ușor să ieși larg, virajul se închide mai repede decât ai crede și e foarte ușor să te duci prea larg, iar aici pe interior are trece ușor Nicolae, n-are nicio problemă. În față văd că ecartul este constant între Taraș și Șuțeanu. Șuțeanu nu poate scăpa de Taraș, care este acolo la sub o secundă. În spatele său Bekir pe 3 la 1,5 secunde nu se poate apropia momentan. În schimb aici, asta e o bătălie care adesea n-a ieșit foarte bine. Între Alex Cascatău și Bogdan Moldovan au fost scântei atât în sezonul trecut cât și la începutul acestui sezon la Zandvoort. Acum Cascatău din nou ajunge în postura de a da un atac la Bogdan Moldovan. Să vedem dacă va putea să treacă Alex Cascatău. E etapa a cincea, e etapa în care a declarat că a putut să se antreneze mai mult și că a găsit senzații bune la bordul mașinii. Toader a pierdut mai multe poziții acolo, a căzut pe 12, nu știu ce s-a întâmplat. Dacă mă uit la mașină, are niște pagube. Da, nu e nimic grav, cred că a fost o mică eroare de pilotaj acolo, e în cursă, a revenit acolo în pluton, a pierdut câteva locuri, însă nu e nimic crucial. Un tur modest și pentru Radu Dumitrescu, 1.25, ce să mai zicem de acest tur al lui Toader în 1.27, trebuie să recupereze, e aproape de locul al 10-lea, un loc crucial, un loc pe care sigur îl țintește și Victor Nicolae. Undeva la vreo 7 secunde în spatele celui care îl ocupa acum, Mihai Neg. Da, ritmul de cursă din partea din față este undeva la 1.23, așa se rulează în față și vedem acolo aproape o dublare, aproape o triplare chiar, nu chiar. E puțin mai în spate Berindea, în spatele Cascatău, era mai în spate însă s-a apropiat de Cascatău care încearcă să treacă de Moldovan, însă nu găsește momentan nicio breșă în apărarea acestuia. Sunt acolo toți trei într-o secundă și un pic, dacă nu chiar mai puțin. Iată, coborâm cu cei trei prin virajul Reinii și mergem către finalul turului. Bogdan Moldovan ține de acest loc 4. În față Taraș se apropiase de Șuțeanu. Acum e din nou secundă acolo. Să vedem dacă va fi vreo rocadă la vârf. Însă în grupul acesta nu cred că va sta mult pe gânduri Cristian Berindea. Da, deja Alex are probleme pentru că trebuie să meargă pe o trasă defensivă pentru a se apăra în fața lui Berindea, așa să nu-i permite să-l atace
pe moldovan din fața sa, însă sunt acolo toți trei. E foarte interesant aici primul viraj, virajul cu dublu apex Andretti, pentru că sunt mai multe moduri prin care poți să treci prin el. Poți să sacrifici primul apex pentru a merge mai strâmt în cel de-al doilea sau poți să mergi puțin mai, să practic să bifezi ambele apexuri, însă asta te expune la ieși larg din al doilea, din a doua parte a virajului și atunci să poți să ieși pe nisip, ceea ce nu este deloc de dorit. Ce mi se pare interesant pe acest circuit, chiar dacă Formula 1 nu a venit aici, e bine, o face IndyCar-ul an de an. Am avut și curse din MotoGP, vedem și curse de GT-uri an de an. Vom avea etapă în IMSA aici, diverse mașini sau motociclete au abordări atât de variate pe acest traseu, parcă ar fi complet alt circuit. Da, și aici în Coscru a fost asfaltat pe vremea când trecea Zanardi aici, era încă cu nisip când a fost The Pass în 1996, dacă nu mă înșel, da. Da, acum nu mai e voie să depășești pe acolo, se pune ca și o tăiere a circuitului. Revenind în prezent, sub 1.23 Șuțeanu încearcă cu tot ce, toate armele din dotare să se depărteze de Taraș. Bechir însă iese și el acolo la 2,4 secunde, deci o secundă de Taraș. Da, e într-o poziție bună Bechir după punctele pierdute pe Road America. Sezonul său e sinusoidal. O etapă bună, mai vine un podium, se mai apropie de cei din față, apoi se mai întâmplă ceva, câte un eveniment nefericit și iarăși cartul crește. E bine, acum iar e în drum spre un podium, spre puncte importante, spre puncte bune. A ieșit larg acolo Berindea, vedem în bordul său, s-a dus, a mers pe vibratorul acela supraînălțat roșu din interior care te aruncă afară și asta s-a văzut, a pierdut deja, cât a pierdut? Aproape o secundă față de Cascatău, doar în acea mișcare și Toader mai se poate trece de Mihai Rusu, este pe 11 acum Toader. Dacă mai urcă poziție, va fi în pole position în cursa a doua. Îmi vine greu să cred că Victor Nicolae mai poate ajunge în top 10. Andrei Morțilă l-a depășit din nou, de unde erau câteva secunde până la Mihai Nega, acum sunt mai bine de 10 secunde. E prins în aceste bătălii și sigur mașina sa nu e în cea mai bună stare. Din nou încearcă un interior înainte de corkscrew, îți trebuie foarte mult curaj să duci la bun sfârșit această manevră. Fără vreun contact, să vedem, își lasă loc cu sportivitate. Morțilă este categoric unul dintre cei mai clean piloți din plutonul nostru. E bine, pentru Victor Nicolae e categoric o cursă complicată. Da, și uite, a făcut ceva tare și acolo, pentru că acum este la peste 2 secunde de Șuțeanu și la aproape la 0,5 secunde, la jumătate secundă față de Bechir. Cred că a greșit cumva acolo Victor Taraș, era mai în față, era mai aproape de Șuțeanu cu doar un tur înainte. Da, acestea sunt cele două bătălii acum. Taraș versus Bechir pentru locul al doilea, Cascatău versus Moldovan pentru poziția a patra. Cristian Berindea, sunt sigur că după eroarea de mai devreme se va lipi din nou de un Alex Cascatău condiționat de ritmul lui Bogdan Moldovan. În top 6 e plin așadar de bătălii, Hellman ceva mai în spate, este acompaniat de Cristian Moisescu la mai puțin de o secundă, iar Radu Dumitrescu și Mihai Neg nu cred că pot să stea liniștiți acolo, sunt pe 9 și pe 10, însă sunt prea aproape unul de celălalt și nu cred că se pot gândi că acestea sunt poziții bune. Trece Cascatău, ce s-a întâmplat cu Bogdan Moldovan? A greșit Moldovan, două locuri cedate de acesta. A trecut și Berindea, să vedem dacă are resurse Moldovan să le răspundă celor doi veterani din RLR. Să vedem, acum începe un nou tur. Berindea în continuare în siajul lui Cascatău, cred că plănuiește o depășire de tururi bune deja. A trecut mult de când Berindea este în spatele lui Cascatău. Ține minte, sezonul trecut Berindea nu discuta cu Cascatău, dacă îl găsea, îl depășea imediat cu BMW-ul M3 E30, însă cu M3-ul E92 GT2 este cu totul altă poveste. Vedem noi nume în frunte, nu cred că ne imaginam sezonul trecut să vedem pe Șuțeanu lider autoritar, însă acum asta se întâmplă. Bechir pe 2 la 3 secunde, a trecut de Taraș, Cascatău este pe 4, pe 5 Berindea, mai în spate pe 6 Moldovan, de pe mașina căruia ne aflăm acum, pierde puțin trena celor din față, însă este încă acolo la cât? La aproximativ 2 secunde și jumătate de Lucas Hellman, care este pe 7. Mai în spate Nicolae nu este încă aproape de Kovac.
A greșit cumva, Berinde a căzut, a pierdut mai multe poziții, a trecut moldovanul înapoi pe 5, nu știu, n-am văzut ce a întâmplat, a fost acolo o greșeală a lui Cristi Berinde, a căzut pe 8 în spatele lui Cristian Moisescu, care este pe 7, poziții foarte bune pentru Moisescu și cu echipierul său Cascatău, locurile 7 și 4 în acest moment cu 17 minute rămase din cursă. În continuare, Șurțeanu rulează sub 1.23, 1.22.9, un timp care l-ar fi pus în top 13 în calificări, însă în curs acest timp îi permite să fie la 3 secunde și ceva de Bekir, care nu se poate apropia. Cred că Bekir se va mulțumi cu acest loc 2 dacă nu se întâmplă ceva și cu Șurțeanu. Da, Bekir a reușit să-l devanseze pe Victor Taraș acolo, ambii au mașinile intacte, însă cred că aceste car de 3 secunde este mult prea mare. În spate, iată, Tufeanu versus Dincă, bătălii oriunde te uiți. De la locul 1 până la locul 20, totul se joacă în Racing League Romania. Iată-i sunt roată la roată aici cei doi piloți. Impresionant atacul la interior al lui Tufeanu și Dincă trebuie să se recunoască învins în virajul Andretti. Cascatău s-a distanțat de Bogdan Moldovan. Acum cursa sa pare mult mai simplă. Dacă are resurse să păstreze aceste car de o secundă, îi va fi foarte bine. Un loc 4 care chiar îi confirmă aceste senzații bune din ultima vreme. În schimb, aici va fi punctul de interes. Aici se va juca locul al 10-lea. Locul al 10-lea, cel ce aduce polul pe grila inversată. Mihai Neg nu va sta mult pe gânduri să-l atace pe Radu Dumitrescu dacă va putea să facă asta. Nicolae și Kovac acolo în duel se luptă. Nicolae pe exterior se depășit din nou de Kovac și acum frânează Kovac ciudat în mijlocul virajului. Îl obligă pe Nicolae să iasă larg și iar trece. A fost acolo un moment ciudat. Nu prea frânează acolo în mijlocul virajului. Cel mult lași puțin din gaz dacă e nevoie, dacă simți că mașina începe să-ți subvireze. N-am observat mai înainte ce a întâmplat cu Berindea, care a căzut 3 locuri, a pierdut acolo, era în luptă cu Cascator și apoi a pierdut, cred că a ieșit larg într-un viraj de viteză, cred că acela de stânga în urcare, și acolo dacă ieși cu viteză foarte mare, ești în viteza a patra și dacă ieși puțin, pierzi foarte mult. Rusul a trecut și el și cu Acoș Sabo de Dumitrescu și care a ieșit larg acolo. Iată-l devansat și de Victor Nicolae, eroarea aceasta îl va costa pe Radu Dumitrescu. Ne-am obișnuit cu el să fie acolo în jurul locului al 10-lea și să fie un factor în cursa a doua. Acum cade până pe 16, iese din zona punctelor. Reamintim, în RLR primii 15 piloți contează, dar cu această mașină, în starea în care o vedem acum, Radu Dumitrescu, iată, chiar nu arată deloc bine. Cred că a fost un contact acolo, nu cred că a fost doar o ieșire largă, pentru că a revenit foarte lent pe pistă Dumitrescu, semn că a avut un derapaj în nisip, ceea ce poate veni mai degrabă în urma unui contact. Acolo pe 9 este Neg, în urma sa Rusu, cred că Rusu poate să fie mulțumit cu poziția sa, este la mai bine de 2 secunde de Zabo, deci dacă rămâne acolo va avea pole position. Nu cred că ar trebui să tragă, am văzut asta și în cursa anterioară, piloți care au tras degeaba la locul 9, nu înțeleg de ce când locul 10 îți aduce pole position-ul. Da, trebuie să fie atent la ecartul față de Acoș Sabo. Iată, pe acest ultim tur, Rusu mai rapid cu o secundă și jumătate față de Acoș Sabo. Cezar Toader cu probleme acolo, apoi Victor Nicolae din nou în bătălie cu tizul său, Kovac. Iată, găsește interiorul acolo și trece, însă Victor Nicolae acum este la 9 secunde de Mihai Rusu și acel loc 10 care i-ar schimba soarta cursei a doua cu mult lui Nicolae. 13 minute însă par foarte mult și cred că următorul punct de interes al cursei va fi aici. Victor Taraș nu se va mulțumi cu faptul că Bekir l-a devansat. Simte că are viteza necesară pentru a reveni pe poziția a doua. Fiecare punct contează și locul al doilea e locul pe care l-am regăsit cel mai adesea pe Victor Taraș în cursele din acest sezon. Orice punct contează, mai ales când n-ai nicio victorie până în acest moment și atunci orice podium e foarte important. În spate vedem Dumitrescu a căzut la coadă, este pe ultimul loc, a fost depășit și de Dincă. Încă un contact, cred că a lovit zidul, pentru că capota aceea este îndoită bine.
Da, și Dinca a lovit zidul în debutul cursei, acum o face și Dumitrescu. Este un coșmar să piloteze aceste mașini cu avarii atât de însemnate. Cred că abia așteaptă să se încheie această cursă piloții din partea a doua plutonului, piloții care au mașini atât de avariate. Intră la box acolo Dumitrescu. Nu mă miră. În față tot 4,2 secunde între Bechir și Șuțeanu. Taraș încă este la 0,4, 400 de 40 de Bechir. Sunt acolo cei doi. Hai să rămânem pe această luptă, să vedem care va fi deznodământul. Frumos, coborâm prin corkscrew acum și prin virajul Rainy și îl vedem pe Andrei Bechir. Diferență mare de trase, de abordări între Tara și Bechir pe acest sector. Haideți să vedem un tur complet cu acești doi piloți, cum se vor compara, acum ajungem pe linia dreaptă de start-sosire, acest tur scurt din California, din peninsula Monterey. Laguna Seca, un nume de antologie, un circuit apreciat de mulți, un circuit care, iată, duce la aceste dispute corp la corp, cât de multe contacte am avut în această cursă și nu cred că vor fi mai puține în cea de-a doua. Într-adevăr, însă, totuși, părerile sunt împărțite între fanii curselor de anduranță și nu numai. Cei care urmăresc curse aici pe Laguna Seca spun că totuși circuitul este poate prea îngust și prea tehnic, și poate nu produce racingul pe care îl vedem pe alte circuite americane, cum a fost Road America, unde am fost anterior, un circuit totuși ceva mai fluid. Trebuie spus că și Laguna Seca era mai fluid pe vremuri, era varianta sa originală era ceva mai scurtă, cu mai puține viraje, însă în 1988 Laguna Seca a vrut să primească motomondialul, iar FIM avea cerință de în ceea ce privește lungimea minimă a pistei și atunci a trebuit lungit circuitul cu o jumătate de kilometru și atunci s-a produs S-a construit o nouă secțiune de infield cu 3 noi viraje. Această zonă lentă de care vorbeam în anterior, după virajul întâi, avea linie dreaptă și era încă un viraj de rapid de stânga și apoi iarăși linie dreaptă. Acum sunt 4 viraje acolo. Da, însă totuși dacă privim în urmă istoria anduranței, vom merge și anul acesta în seria IMSA, ceva mai în toamnă va fi etapa de pe Laguna Seca după încheierea sezonului din Racing League Romania. În noiembrie vom merge pe Laguna Seca. Cred că le pot spune tuturor fanilor curselor despre un anumit final care a fost în urmă cu mai bine de un deceniu aici, una dintre fazele pe care efectiv n-ai cum să le uiți dacă iubești GT-urile. A fost un adevărat moment de infart acel final, mai ales pentru un fan Corvette ca tine. Duelul din 2009, un sezon complicat pentru Corvette, trecerea de la GT1 la GT2 cu o mașină nouă a fost complicată, cu greu obținut Corvette prima sa victorie în acel sezon. Laguna Seca în acea vreme era etapa de final, venea după pe Tilema și era o cursă mai lungă care ajungea până spre înserat, era o luptă pe final între Jan Magnussen pe Corvette și Jörg Burmeister pe Porschele Flying Lizard și s-au luptat până ce s-au și atins pe final, în ultimii metri ai cursii s-au trimis în zid unul pe altul. Cum am văzut și aici în Racing România, cred că acolo a fost în spate între Dinca și Dumitrescu un duel similar, deși nu l-am văzut. Rocadă între timp, Cristian Berinde profită de o eroare a lui Cristi Moisescu, însă Moisescu rămâne acolo, nu pierde decât o poziție. Berindea va fi în postura să mai dea un atac în acest final de cursă. Merge către Luca Selman, îl vede acolo, nu e deloc mare distanța, iată-l pe Helman. Acolo ieșim din ultimul viraj, Helman pe 6, Berindea pe 7. Între timp, iată, Bogdan Moldovan nu renunță nici el la ideea de a-l mai lua la niște întrebări pe Alex Cascatău. Cu siguranță asta îi va trezi niște amintiri lui Cascatău. Nu mai e o secundă aici. Avem, iată, amorsate aceste bătălii. Bechir versus Taraș, Cascatău versus Moldovan și Moisescu trece mai în spate acolo de Berindea. Ce vreau să spun este că în ciuda faptului că mașinile devin mai ușoare din cauza faptului că se consumă benzina, se vede mai tare uzura pneurilor și timpii deja au căzut în 1.24, chiar 1.25, nu numai în partea din spate a plutonului, ci și la vârf. Nu se mai rulează în 1.23, 1.22, nici pomeneală, deci se vede uzura acestor pneuri după aproape multe ore de cursă. Da, contează.
uzura și va fi și încă și mai interesant săptămâna viitoare în etapa de anduranță. Toate compozițiile de pneu vor fi la liber. Fiecare pilot va sta în această săptămână să evalueze pneul cu care se simte cel mai confortabil și durata pe care poate să-l exploateze în mod eficient, și pit stop-ul va fi obligatoriu, își vor face fiecare calculele. Va fi foarte, foarte interesant această bătălie. Vom sta de vorbă cu piloții înaintea startului, când nu se mai poate schimba nimic, să vedem ce opțiuni de gume vor avea acolo. Foarte, foarte intrigante aceste etape de anduranță, de aceea am ales să avem două în acest sezon. Ce frustrant pentru Nicolae, că este acolo pe locul 12, va trece de Acoș Sabo acum, presupun, însă nu cred că va mai ajunge apoi pe rusul, deci nu va prinde polul, va pleca de pe 11. Dacă o ține tot așa cu o secundă și jumătate câștigată pe fiecare tur, îl va prinde, mai sunt doar 4 secunde acolo, deci nu e de nerecuperat, părea un miracol până acum, însă ritmul lui Neg sau rusul nu e foarte susținut pe acest final de cursă. Iată acum mai sunt doar 3 secunde între Mihai Rusu și Victor Nicolae. Îl vede, iar asta îl va motiva. Mă gândeam că Nicolae și-a folosit deja pneul în toate duelurile acelea dute vino din prima parte a cursei, atâtea contacte, atâtea flatspot-uri. Vorbeam înainte de cursă cât de ușor este să faci un flatspot cu acest BMW M3 GT2, mai ales pe acest circuit cu frânări destul de violente. Deci mă mir că încă mai are resurse să tragă. Iată și Berindea în bătălie acolo. Bogdan Moldovan nu-l slăbește pe cascatău. S-ar putea să se mai întâmple lucruri. Poate Victor Nicolae să intre în top 10 în urma unor greșeli aici, în ultimele 5 minute ale acestei manșe. Nu e deloc exclus. Văd că Bechir a reușit să lege niște tururi bune acolo. Victoria lui Șuțeanu nu e nici de cum pusă sub semnul întrebării. Iată, liderul este detașat. E foarte, foarte clară această dominație a lui Șuțeanu în manșa pe care o avem acum. Nici Șuțeanu nu a reușit să câștige în etapele precedente. A venit în Liga Pro la Oschersleben, a punctat bine apoi și pe Road America. Acum se va îndrepta spre această victorie dacă nu se întâmplă nimic ieșit din comun. Bechir însă cu locul al doilea n-are cum să nu fie mulțumit. A reușit să îl silească pe Victor Taraș să greșească acolo și să-i pună pe tavă locul al doilea. Merindea în schimb sigur spera la mai mult. Am văzut acolo pe final scoțând un 1.23.0 din Joben, semn că încă mai are resurse și Bechir. Și vedem și aici un 1.23.5 pentru Șuțeanu, însă e catul prea mare acolo 6 secunde. Să vedem aici pe Berindea cu Moisescu. Au fost multe dueluri între cei doi piloți foarte sportivi. S-a lăsat mereu spațiu, să vedem dacă acum va fi cazul. Vezi că nimeni nu atacă aici în ultimul viraj, nimeni nu are curaj să intre pe interior. Mereu sunt atacuri la ieșire sau pe frânarea pentru primul viraj. Da, acest palier de viteză pe linia dreaptă de start sosire e ofertant. Și dacă îl silești pe cel din fața ta să se apere acolo, să pună mașina măcar în mijlocul pistei, în ultimul viraj, deja e sacrificat într-un fel ieșirea pe linia dreaptă de start sosire. S-a văzut, Berindea a avut ascendent, însă linia dreaptă e scurtă, de asta se plâng piloții, asta am văzut și acum. Și mă întreb aici în Assetto Corsa dacă tai acolo breteaua de pit lane, primești penalizare, pentru că tot vorbim acel din 2009 când Magnussen a trecut în prima fază de Bergmeister, însă a tăiat breteaua și a trebuit să lase poziția înapoi. Aici cum e? Da, este similar, sunt puncte în care algoritmul CUNOS imediat detectează aceste caturi. Problema se pune și invers, când ieși de la boxe în antrenamente, erau piloți care ieșeau imediat în dreapta să facă acul de păr, să facă primul viraj pe circuit în loc să intre înaintea virajului al treilea. S-a căzut de comun acord cu sportivitate să se renunțe la această idee, era un soi de exploit al jocului, dar cum imediat în acest spirit al RLR, dacă piloții cad de acord că instituim o regulă care să se respecte, e bine, acest lucru chiar se întâmplă. Iată acum, Berindea e aproape, însă din nou linia aceasta dreaptă e foarte scurtă și e greu de crezut că va putea
aici să dea atacul. Victor Nicolae l-a prins însă pe Mihai Rusu. Da, sunt acolo cei doi, îmi plac culorile lui Cascatău și lui Moisescu, culorile vechi ale echipei Bigații BMW din 96 și tot, și a fost folosite și în pe BMW-ul E36 de Super Touring din perioada aceea, care a câștigat titlul cu Joachim Winkelhock parcă în 1995 parcă. Da, am și culori... în Britanic și în STV, în Germania, în perioada în care n-am avut DTM, da, culori bine cunoscute și în cursa de 24 de ore de la Nürburgring le-am văzut și la Spa. O ieșire largă acolo, este șansa lui Berin de a să treacă și acesta face formalitatea. Nu are cum să revină Moisescu acum pe exterior, nu se poate insinua pe interior, pe coborâre, nu ai loc. Este raza prea strântă a virajului. Să vedem dacă va avea răspuns, mai are 2 minute, adică încă un tur, încă 2 tururi. Da, cam atât, însă pentru Victor Nicolae e totul sau nimic acum. Cuțitul la os, poziția 11-a nu îl ajută. Dacă termin pe 11, vei pleca în cursa a doua de pe 11, însă dacă mai efectuezi această depășire, va fi probleme mai gol. În spate acolo, Zabo și Toadr pierd 2 locuri, am văzut, au trecut Morțilă și Covaci, au urcat pe 13 și 14, nu știu ce s-a întâmplat acolo, probabil s-au atins cei doi. Să vedem, revenim aici cu Nicolae, este la, a rulat mai rapid acolo, 4-40 mai rapid. Da, l-am împins de la spate pe Mihai Rusu să facă și el un 1.24. Mihai Neg însă nu este capabil să facă acest lucru și e interesant, în fața lor e Radu Dumitrescu la un tur distanță care face un joculeț de echipă în favoarea lui Victor Nicolae. Haideți să vedem un Radu Dumitrescu cu mașina reparată, dacă rulează în acest ritm intenționat mai lent pentru a-l împinge pe Mihai Neg în Mihai Rusu. Ar putea Victor Nicolae să profite de asta? Crezi că cei doi vorbesc acum sau nu? E posibil, nu mă hazardez în asemenea predicții, însă da, tot ce se poate. Să vedem acolo, sunt toți 4 într-o lungime de ceașaf, ca să zic așa, sunt foarte apropiați, însă tot n-a găsit breșa Nicolae și se apropie de ultimul tur, mai sunt 28 de secunde pe ceas. Se vor scurge înainte că după ce cei patru vor trece în sosire, zic eu. Categoric, da, Șuțeanu e deja în ceea ce este ultimul tur al acestei curse. Acum a trecut Hellman linia de sosire, deci Șuțeanu e undeva la vreo 20 de secunde în față. Acum Victor Nicolae intră și el în ultimul său tur și totul se va juca, are puține ocazii în care să dea un atac la Mihai Rusu. Rusu e al treilea pilot, e pilotul de rezervă al celor de la Motul eSports. Misiunea sa e clară, ține-l în spate pe Victor Nicolae dacă poți. Iată pe Șuțeanu, ultima oară prin corkscrew, încă 3 viraje pentru el. Cascatău presat de moldovan pe acest final de cursă în același sector. Nu îl slăbește deloc Bogdan Moldovan, însă învingătorul acestei curse îi va fi clar Mihai Șuțeanu. Nu mai e loc de emoții, iată-l în ultimul viraj, va câștiga Mihai Șuțeanu prima sa cursă în Racing League Romania, iată pe Laguna Seca, victorie Mihai Șuțeanu pentru Walk Racing. Andrei Bechir deja celebrează, nu se mai poate întâmpla nimic, fericit cu acest loc 2. O, a trecut Nicolae acolo de Rusu, este pe 10, însă revine Rusu pe exterior, să vedem, nu, a reușit, ce depășire! L-a lăsat Victor Nicolae, cred că a fost un contact la prima tentativă și a fost foarte sportiv Nicolae, l-a lăsat să revină și acum totul se va juca în ultimul viraj. Berindea și Moisescu au trecut în fața lui Hellman, am impresia, da? Iată, acolo s-a dat și Radu Dumitrescu, ieșim din ultimul viraj și Victor Nicolae nu intră în top 10, la limită încheie pe poziția 11-a, de aici va pleca, îl lovește din spate pe Radu Dumitrescu, nu mai contează acest lucru absolut deloc. Iată ultimele puncte, Morțilă, Covaci, Acoș Sabo, ce bătălie aici între Dudașu și Damian. Chiar dacă, dincolo de Cezar Toader, nu mai sunt puncte, iată-i cum se duelează milițianul nostru, Eugen Dudașu, are câștig de cauză în această bătălie. Vine și Dincă la sosire, o cursă grea pentru el cu aceste avarii.
Tufeanu, la prima sa cursă, iată, o încheie pe 19. Mă bucuram acolo degeaba de acel schimb de poziții, de fapt a fost un contact anterior înainte de venirea spre Corscrew și acolo a fost sportiv Nicolae, știind că mai bine face asta decât să primească o penalizare post-scriptum, ca să zic așa. Da, categoric. Asta e situația, n-a fost ceea ce și-ar fi dorit el. Cu siguranță spera să intre în top 10 în această cursă. Este totuși frustrant pentru Nicolae, a fost atât de aproape, însă se vede acum cu aceste mașini, cu BMW-ul M330, n-ar fi stat la discuție, ar fi trecut chiar și pe Laguna Seca, un circuit foarte strâmt, ar fi trecut fluierând, însă cu aceste mașini în care este mult mai greu să inventezi o linie, o trasă alternativă, este mult mai greu să depășești decât cu BMW-ul M330, care aproape fără apăsare găsea mult mai ușor trase alternative și puteai să rămâi pe ele și să depășești. Ne-am întors pe grilă pentru cursa a doua de la Laguna Seca. Iată, în pole position avem mașina Motul eSports pilotată de Mihai Rusu. A fost un ultim tur cu o bătălie strânsă acolo între Mihai și Victor Nicolae. E bine, lângă Mihai Rusu este mașina Histria eSports Team pilotată de Mihai Neg. Iată cât de bine arată această mașină sponsorizată de Crama Histria. În continuare avem pe Lucas Hellman și pe Cristian Moisescu în linia a doua. Apoi vine Cristian Berindea, care putea spera la mai mult în această cursă. A avut ritm, dar a fost prins în niște bătălii, a comis niște mici erori. Să vedem ce va face în cursa a doua. Bogdan Moldovan revine în Liga Pro după ce a retrogradat în urma incidentelor din primele două curse. Are lecția învățată. Categoric, Bogdan Moldovan e un om de urmărit în această cursă. Alex Cascatău alături de el, iar în spatele lui Cascatău, iată, se văd cei care au încheiat pe podium. Victor Taraș cu această mașină alb cu negru, apoi Andrei Bechir, cel care sigur e foarte mulțumit, dar mai vrea niște puncte bune acum.
Și apoi Mihai Șuțeanu e exact lângă Victor Nicolae. Va reuși oare să progreseze Victor Nicolae să se extragă din această zonă fierbinte a Plutonului? Rămâne de văzut. Vom vedea împreună în manșa ce stă să înceapă. Vreo predicție, Mihai? Nu știu ce să mai zic după acest final incendiar al primei manșe cu atâtea momente, atâtea momente tari. Tot ce sper e să avem un start curat, o trecere curată prin primele viraje, pentru că dacă vor fi iarăși incidente, va fi mult mai greu, cum am văzut, pentru Nicolae, cât i-a luat să-și intre în ritm și să depășească mașinile. Dacă n-ar fi fost acolo blocat în spate, ar fi fost altă poveste. Haideți să vedem startul dintr-o altă perspectivă. Se sting acum luminile roșii și cât de bine va reuși să plece Mihai Rusu. Pare că Nega a plecat mai bine, dar va fi pe exterior acolo. Vom ajunge în acul de păr Andretti cât de curând. Încearcă un interior acolo Berindea. Se bagă Moisescu fără nicio problemă și îl răsucește pe Neg. Rusu rămâne în față. Însă acel atac al lui Cristi Moisescu nu avea mare resurs de izbândă. Cum s-au amestecat cărțile, Hellman a urcat pe 2, Berindea pe 3, Bogdan Moldovan e deja pe 4 cu casca tău pe urmele sale. Bechir, Tara, Șuțeanu, Moisescu cade acolo, Victor Nicolae a urcat în acest debut de cursă. Mihai Neg cade pe ultima poziție. Totuși mașina sa arată rău, arată foarte, foarte rău după acel contact greu de controlat. Derapaj acolo, cred că acesta este final de... Rusu, greșește Rusu, Rusu e în decor, Lucas Hellman preia conducerea manșei, Rusu este scos din top 10 pe o eroare personală acolo. O, ce e acolo, ce carnagiu, mașină în decor, cine a fost acolo, Morțilă în decor, multe, multe evenimente în acest debut de cursă, Dincă, iată ce este aici, Acoș Sabo răsucit la ieșirea din Corkscrew, va dura până când ne vom liniști. În această cursă Berindea a urcat până pe poziția a doua. Haide să vedem. Dincă și el derapează acolo, multe mașini de-a latul pistei în zid peste tot. Un adevărat târg de piese BMW M3 GT2 am avut acolo în coborârea din Corkscrew. Tufeanu și Damian au fost acolo implicați într-un incident mai în spate. Să vedem acum Hellman la doar 40 de Berindea cu Moldovan pe 3-4 Cascatău cu care rulăm acum. Să sperăm că s-a terminat deja. Da, ne-am făcut norma la incidente, asta, categoric. Da, asta vreau să zic. Haideți să vedem, acum se schimbă rolurile, Cascatău în spatele lui Moldovan. Dacă vrea un podium, Alex Cascatău trebuie să se apere în fața lui Bechir, Tara, Șuțeanu și Victor Nicolae, patru piloți care pe hârtie ar putea avea un ritm mai bun decât el. Cascatău însă n-are ochi decât pentru atacurile la Bogdan Moldovan în acest debut de cursă. Ce pluton s-a creat acolo! Haideți să vedem cam cum arată mașina lui Victor Nicolae. Destul de rău deja în acest debut de cursă. N-a putut să treacă acolo prin mijlocul plutonului fără nicio urmă. În partea din față are avarii, partea din spate e ok. Să vedem cât de mult va afecta asta manevrabilitatea mașinii. Are nevoie de o mașină în stare bună pentru a recupera punctele pierdute la Victor Tara și compania în prima manșă. Și Șuțeanu în fața sa are pagube și cred că și Taraș. Bechir cred că este însă ok, n-am văzut foarte bine mașina lui Bechir, însă contează fiecare lovitură. Da, mașina lui Bechir este impecabilă, cum este și cea a lui Taraș. Deci, atacă Taraș pe interior acolo, vine de la boxe și a reparat mașina. Mihai Neg nu avea ce să facă cu acele avarii însemnate acolo. Iată ce bătălie insistă Victor Taraș acolo. Se apără foarte, foarte bine Andrei Bechir, atins ușor din spate, destabilizat, nu e însă nimic grav. Din nou pe trasă defensivă Bechir, va fi viraj de stânga în continuare. Din nou ușoară atingere, Șuțeanu profită. Se bagă imediat și Victor Nicolae acolo, mergem către Corkscrew și asta se întâmplă pe Laguna Seca, ataci și s-ar putea să pierzi poziția. Și a ieșit acolo largă Nicolae, a încercat ceva acolo să stea aproape de Șuțeanu și n-a reușit, a ieșit cu toate roțile pe nisip, te încinește foarte tare asta. În față Berindea tot n-a reușit să stea aproape de Hellman care a avut performanțe foarte bune în debutul acestei stagiuni. Cascatău este pe 4 în continuare, nu s-a apropiat încă de Moldovan, însă sunt toți acolo.
Cascatos speră să fie incidente mai în spatele său, să profite, să se poată concentra pe cei din fața sa, nu pe defensivă. Da, se merge în 1.23 în fruntea cursei, cel mai rapid e Cristian Berindea din acest grup, iată-l pe Berindea, ar putea obține o victorie aici, cred că a doua victoria sa în acest sezon ar putea veni acum pe Lacuna Seca, atâta timp cât în spate moldovan și Cascatău nu reprezintă o mare, mare amenințare pentru el, poate să se concentreze. Dar nu pe cu așa ieșiri, nu cu așa ieșiri largi, nu poate să câștige cu așa ieșiri, mai ales că se atacat de Taraș pe exterior prin acel moldovan viraj pe stânga. Acolo, iată-l, încearcă ceva, Bogdan Moldovan. Pe eroarea lui Berindea s-a depărtat Luca Selman, îl vedem acolo, e card vizual, 1.4 secunde, așa arată din perspectiva asta, iese larg Bogdan Moldovan și va fi atacat de Cascatău, apără interiorul înainte de corkscrew, vrea să rămână acolo și Cascatău nu poate să treacă, va fi scos de pe trasă și luat la întrebări de Andrei Bechir. Ai văzut acolo ce brutală trasă Moldovan de volan după ce a ieșit larg din virajul de stânga, imediat a tras stânga ca să-l blocheze pe Cascatău, care a fost obligat să meargă pe dreapta. Sigur ar fi vrut să rămână pe stânga pe interiorul, să n-a avut cum. Acum Bechir pe 5, Berindea pe 2, Taraș pe 6 și Țeanu pe 7, 1.23.6 pentru Helman, 1.23 și mai în spate pentru Taraș, pentru Șuțeanu, însă doar 1.24 pentru Moldovan pe 3 după acea greșeală. Da, Victor Nicolae e ceva mai în spate, momentan nu îl presează pe Șuțeanu în această fază a cursei. Ce s-a schimbat față de anul trecut? E bine, toate rezultatele contează, nu mai eliminăm cele mai slabe două rezultate, așa cum e obiceiul în unele campionate de motorsport din România, nu mai avem regula N-2. Ei bine, această contraperformanță a lui Victor Nicolae de până acum îl va costa în clasamentul general, va pierde puncte, nu va putea să șteargă acest rezultat care categoric e cel mai modest din această primă jumătate a sezonului din Racing League Romania. Berindea între timp reușește să recupereze față de Lucas Selman, asta îi va da încredere, știe că are ritm mai bun decât liderul întrecerii. A comis o eroare, a căzut la 1.4 secunde, imediat a recuperat o secundă și e din nou în siajul lui Helman. Sunt acolo cei doi, referitor la ce ai spus tu, da, regula N-2 era un cuțit cu două lame, să nu uităm faptul că, de exemplu, Nicolae a avut o performanță, o contraperformanță în prima manșă de pe Nürburgring anul trecut, ca exemplu, dar apoi în cursa a doua a venit pe 2, parcă, deci e foarte complicat să elimini acea etapă când ai punctele multe din acel podium și totuși ai contraperformanța în prima manșă, acum măcar totul se adună, e totul clar, nu ai ce să discuți. Da, bună observația ta, pentru că, da, mai mulți piloți, chiar și cei care au punctat cu regularitate în final, când ne uitam la scorurile lui Berindea și Bechir, ei bine, au fost nevoiți până la urmă să taie niște podiumuri. A fost destul de ciudat asta. Acum nu mai avem o asemenea situație. E ca în Formula 1, e ca în MotoGP, absolut fiecare rezultat contează și cred că e cel mai onest așa. Da, să ține minte, de exemplu, în Formula 1 în 1988, mai multe puncte a avut Prost decât Senna, însă știm că nu francezul la titlul mondial de ANC se luau cele mai bune 11 rezultate din 16 atunci, în urmă cu cât 32 de ani deja. Da, sunt atâtea și atâtea situații, au fost multe sisteme de punctaj. Noi folosim acum un sistem de punctaj care recompensează cu 20 de puncte învingătorul. Locul al doilea obține 17 puncte, al treilea 15 și tot așa a primit 15, primesc puncte. Berindea este acolo, în spatele lui Helman, mai puțin de două zecimi între cei doi. Cred că va veni un atac cât de curând pe exterior acum Berindea, însă nu are unde să ducă, s-a închis fereastra pe exterior și vine pe interior acolo moldovan. Rămâne pe interior, cred că va trece, deși apoi are interior. Oh, s-au atins cei doi, a reușit să salveze mașina. Bun, controlul lui Berindea. În extremis, da, acolo. Vreau să zic că dacă rămânea moldovan pe interior acolo, devenea exterior apoi în virajul de dreapta care urma.
Iată perspectiva lui Cascatău, primii trei. Iată cum îi vede acolo în aceeași secundă. Grupul s-a compactat în mai puțin de 3 secunde. Avem primii 8 piloți, după care e Moisescu acolo care rulează solitar, însă acel loc nou chiar nu-l văd bine după analiza comisarilor. Ceea ce s-a întâmplat la start va fi cu siguranță cauza unei anchete. Iată, blochează roțile, Cascatău s-a auzit acolo. Această mașină nu are ABS. Asta e o mare provocare pentru acești sim raceri să moduleze corespunzător pedala de frână. Flat spoturile contează foarte mult, îți dau vibrații importante în coloana de direcție și imediat vei pierde orice posibilitate de a face timp bun. Și asta vorbim în contextul cursului de jumătate de oră, să ne gândim că vom avea curse mai lungi de anduranță de două ore, unde stintul va fi mai lung și atunci trebuie să ai și mai multe grijă de pneuri, însă momentan mă uit că a trecut Dumitrescu de Kovács, este pe 10 Dumitrescu. Dacă eram în cursa întâi ar fi contat asta, acum e doar locul 10 care nu aducea de multe puncte. În față Berinda în continuare pe 2 n-a reușit să treacă de Hellmann după acel contact, însă s-a păstrat acolo, se păstrează acolo. Cascatău nu vrea să atace, cred că e frică să intre într-un incident mai mare. Pentru că sunt patru mașini acolo la distanță milimetrică și dacă intri între ele, trebuie să iasă urât, cum am fost la Spa în sezonul trecut, acolo trei mașini pe linia dreaptă Chemel. Cred că se gândește la asta, Alex. Cred că acum, da, Cascatău și Bechir au abordările cele mai mature, amândoi și-au asumat același lucru. Mai e destul de mult din această cursă, va intra și uzura pneurilor în joc pe final de cursă. Șuțeanu trece de Taraș între timp și încearcă și Victor Nicolae, acum va fi motivat. Pe Șuțeanu n-avea de ce să-l atace cu atâta insistență. Prea brutal pe acolo, a pierdut timp pe vibratorul de pe interior care te face să sari și să pierzi timp și în realitate cred că să și distrugi puțin din podea. Să vedem acum Dumitrescu și mai în spate, continuă să pierdă timp față de Moisescu, în față Șuțeanu a pierdut. Șuțeanu exterior, a încercat un exterior la Bechir, Bechir a frânat, condiționat de Cascatău. Iar asta s-a văzut acolo. Iată din nou Taraș îl taxează pe Șuțeanu după acea ieșire largă. Cât de mult pierduse acolo Victor Nicolae, din păcate n-a putut să profite de această luptă între cei doi. Șuțeanu din nou pe interiorul lui Taraș. Asta vrea Victor Nicolae să se întâmple în continuare acolo. Însă momentan trebuie să-și pregătească o ieșire acolo lângă Taraș. Scoate cu două roți pe zona de pietriș. Asta e bătălia dintre primii doi în clasamentul general. Victor Nicolae a pierdut puncte la Victor Taraș. Acum trebuie să treacă în față pentru a limita daunele în această etapă de pe Laguna Seca, care sigur nu merge în direcția liderului campionatului. Au fost acolo mai multe contacte. Nicolae e obligat să iasă larg acolo pentru a nu face un contact mai brutal cu cel din fața sa, cu Taraș. În față, în continuare, nu ai ce să-i desparți pe cei patru. Sunt acolo bară la bară, aproape se merge în formație ca la ciclist, să vedem cine va schimba trâna la un moment dat. Eu mă tem aici de piloții ceva mai agresivi. Ei s-ar putea să-și piardă răbdarea primii. Bogdan Moldovan a dovedit în trecut și am văzut și câteva atacuri în această manșă în care el a fost primul care a încercat ceva. Dumitrescu e din nou prin decor, iese din zona punctelor, deja a fost devansat de Cătălin Tufeanu. Revenind la ideea inițială, cred că e un avantaj acum pentru Cascatău, Bechir și practic orice pilot care își asumă o abordare răbdătoare, cel puțin încă vreo 7-8 minute. Apoi, pe final de cursă, sigur, totul se va dezlănțui. Mare atenție! Bătăliile acestea l-au adus mai aproape decât era în urmă cu 5 minute pe Cristi Moisescu, un alt pilot capabil să își etaleze agresivitatea când situația o cere. S-ar putea să fie foarte atent Victor Nicolae în momentul în care Moisescu va veni la vreo jumătate de secundă. Încă o mică ambuscadă acolo și asta se va întâmpla. Mai ales că Moisescu nu are nimic de pierdut, el nu contează în clasamentul general în acest moment, așa că își permite să atace pentru rezultate punctuale, adică o victorie de etapă. Atunci când nu te lupți la campionat poate fi importantă când n-ai altă miză. În față, continuare Hellmann în frunte, 0,4 secunde în fața lui Berindea, care nu se poate arunca într-un atac aici. Sunt circuite unde poți veni din urmă cu un lunge, ca să zic așa, cu un dive bomb din urmă, însă
pe Laguna Seca trebuie să fii lipit de baia celui din față ca să încerci să depășești, iar asta nu este cazul în acest moment. Sunt mai în spate, rusul trece, urcă pe 10. N-am văzut acolo ce a fost, o depășire. 1.23 în continuare. Da, e greu, chiar și Berindea s-ar putea să aibă un avans chiar și de jumătate de secundă în ritm de cursă față de Hermann. Însă asta nu se poate vedea pe un viraj punctual. Cred că își va calcula foarte bine depășirea Cristian Berindea. Până acum a explorat mai multe limitele circuitului. Uneori a făcut și mici erori, însă vede aceste puncte în care are un avantaj mare față de Hermann. Iată și acum îl constrânge la defensivă. Asta compactează grupul atât timp cât Hermann nu e pe trasele ideale. Se apropie Moldovan, se apropie Cascatău. Toată lumea strânge rândurile. Iată și Șuțeanu acum e la mai puțin de 2 secunde și începe să pună presiune pe Andrei Bechir. Însă n-ai pe unde să treci. Aceste mașini sunt egale. Nu e un campionat cu mașini diverse ca să poți să zici că o mașină e mai rapidă într-un sector decât în altul. Mașinile fiind de egale accelerează la fel din viraj, în condițiile în care pilotul accelerează la fel, adică pune în acest moment gazul, deci e foarte greu să depășești. Da, dar totuși sunt abordări destul de diverse pe acest traseu față de altele. Iată, din nou, nu se încearcă nimic în ultimul viraj, toată lumea așteaptă linia de start-sosire. Nu sunt însă nici erori flagrante la nivelul acestor piloți. Iată, îi vedem acolo 1,8 secunde de la Hermann până la Șuțeanu. Ce strâns e acest top 6, suntem deja în a doua jumătate a cursei și parcă am fi în primul tur. Este o cursă foarte strânsă, o cursă cu miză mare, fiind jumătatea campionatului, jumătatea sezonului, nu mai poți să greși în acest punct. A trecut deja primele etape în care să zicem că puteai să pierzi puncte, puteai să zici ok, am pierdut câteva puncte aici, dar am destule curse să recuperez, deja nu mai este loc de greșeală. A ieșit acolo puțin larg Șuțeanu, însă este tot acolo unde se găsea și mai înainte, în urma lui Bechir, nu a pierdut vreo poziție. Vedem aici mici greșeli care contează, te aduc așa, cât o greșeală de aceasta te aduce o minime aici, o minime acolo și ești apoi în bara celui din față și asta se va vedea. Ieșire bună a lui Bechir, acolo vine în paralel cu Alex Cascatău, care va avea interiorul în corkscrew, se destabilizează mașina lui Cascatău și am fost în cel mai bun loc pentru a vedea această bătălie. Nu se încheie, revine pe interior acolo Cascatău, Bechir are câștig de cauză, încearcă să se bage și Șuțeanu să urce pe 5, Cascatău pierde 2 locuri. Iată cum se joacă la milimetru aceste curse, o cât de mică ezitare și imediat ești taxat aspru. Ce spuneam mai înainte, o greșeală mică și cu încă una fac cât o greșeală mare adunată. Acolo Cascatău a greșit puțin, mașina s-a destabilizat pe frânare, evident spatele mai ușor, s-a mișcat puțin și a pierdut apoi două poziții, aproape un contact acolo. Cascatău, da. Da, încearcă Taraș exteriorul acolo, asta îl readuce imediat pe Victor Nicolae în această bătălie. Iată-l cât de aproape este Victor Nicolae. Acolo în spate, acum primii 7 sunt în 2,3 secunde, iar Victor Nicolae completează acest grup. Moisescu e ceva mai în spate, am comis o mică eroare acolo, Cristi Moisescu trebuie să mai aștepte ceva în acest grup de 8. Iată cât de strâns este grupul, ce presiune, oricine comite o eroare o va plăti foarte, foarte scump. Șuțeanu pare într-o ofensivă totală, acum îl va lua la întrebări și pe Andrei Bechir în corkscrew, iată iese larg acolo Bogdan Moldovan și asta îl încurcă pe Bechir. Scos larg acolo Bechir, va pierde mult Andrei Bechir, este aruncat la coada acestui grup imediat, s-au întâmplat toate aceste rocade. Mihai Șuțeanu acum ataca pe interior de Alex Cascatău, blochează trasa acolo. Se ating cei doi acolo, un incident aproape întors acolo, însă readus pe trasă tot de Cascatău, care l-a atins în primă instanță. Da, dar a trecut Cascatău după ce l-a răsucit. Și Nicolae a trecut și Bechir a trecut de Taraș, care a pierdut două poziții în câțiva metri. Cascatău mai a revenit Bechir, da, pe 7 acolo, multe blocări de pneuri, vedem și primii nori de fum. Între timp în față, același ecart, 03-04, nu se schimbă mare lucru.
S-a întins acest grup, din nou a greșit Moisescu în spate și nu poate profita de asta, nu se apropie de acest grup în care se greșește atât de mult. Iată Cascatău acolo silit să pună două roți pe iarbă în bătălia sa cu Bogdan Moldovan, care ține cu dinții de locul 3. A fost fragmentat acest grup, primii doi au evadat la 3 secunde de Moldovan, Cascatău, Șuțeanu și un Victor Nicolae foarte răbdător. În fața lui Taraș acum îl atacă pe Șuțeanu, ne apropiem din nou de Corkscrew, să vedem, stă cu minte acolo, Victor Nicolae, vor mai fi, sigur, dueluri agresive în fața sa în ultimele 10 minute. E răbdător după incidentul din acest viraj, din virajul Reni, din prima cursă, în care aproape a fost întors după ce a băgat nasul unde nu îi fierbea oala, deci s-a gândit, se va gândi de două ori înaintea unui astfel de atac acum în cursa a doua, mai ales că sunt multe puncte în joc și trebuie să revină. Cine este acolo? Dumitrescu. Este Dumitrescu. Nu care... contează Dumitrescu în această cursă. E cu 3 tururi în urmă acum. Berinde a încercat ceva interesant. A fost primul care a încercat un interior în ultimul viraj. Acum rămâne acolo. L-a studiat destul pe Hellman. Acum poate să treacă la atac. Iată-l pe Victor Nicolae, insistent în spatele lui Șuțeanu. Acesta este grupul condus de Bogdan Moldovan. Un tren cu 6 vagoane aici, de la Bogdan Moldovan până la Victor Taraș. Doar o secundă și jumătate. Două roți acolo pe zona de pietriș pentru Nicolae, care apără interiorul la Andrei Bechir. Între cei doi n-a ieșit bine la Osher Sleban deloc. Acum Nicolae e în continuare în față. Are interiorul și în următorul viraj. Și era să-l atingă acolo Bechir. Atenție mare la Cascatău acolo. Găsește interiorul înainte de Corkscrew în duelul cu Bogdan Moldovan. Însă frânează târziu Moldovan. S-ar putea să iasă rău aici. S-a scapă atins acolo, mașina. A fost atins din spate, nu sunt sigur. Se poate, se poate. Și se schimbă totul din nou dintr-un foc aici. Imediat s-a schimbat totul. Victor Nicolae profită. Trece de Șuțeanu. Taraș trece de Bechir. Ce răsturnări de situație în această cursă, incredibil, Moldovan ține cu dinții de locul al treilea, acum Nicolae a urcat două locuri. Câte atingeri, parcă suntem într-o cursă de BTCC, sunt atingeri peste atingeri, nimănui nu-i mai pasă de starea mașinii sale, atacă cu toate armele. Vine acolo tare Bechir în spatele lui Taraș, aproape l-atinge și... Victor Nicolae pe Bogdan Moldovan, superbă bătălie, s-ar putea să ratăm depășirea pentru victorie, nu mai știm. Sigur vom rata multe ca de obicei, vom primi foarte multe acuzații, însă n-am ce să faci și acum. Iată eroarea lui Lucas Hellman și Berindea trece în față, să vedem dacă va mai avea vreo șansă să răspundă Lucas Hellman. Dacă acum Berindea își face ritmul său, vai, va da, trebuie Hellman să țină aproape pe acest tur. Iată, forțează acolo Berindea, este la limită, campionul ultimelor două sezoane, aceasta e o cursă demnă de cartea sa de vizită. Iată, Cascatău a trecut de Bechir pe greșeală personală, Bechir, iată-l, aruncat la coada acestui grup de 6. Revenim cu Berindea, vedem cum a pus 2-3 lungimi de mașină acolo. Sunt acolo cei doi, însă Hellman a greșit după atâtea tururi și a greșit din nou acolo, a mai pierdut puțin. După atâtea tururi în care a reușit să reziste presiunea, a reușit să păstreze cardul, deși mic, a reușit să-l țină acolo, 0-3-0-4, acum deja o secundă aproape între Hellman și Berindea. Hellman, care niciodată n-a fost la o secundă de Berindea, vedem diferența pe tur, 1-24-3-1-25-6 pentru Hellman, 1,3 secunde pierdute, Moldovan 1-24 și el, toți cei în spatele său, 1-24, deci acum Hellman e cel mai lent în acest grup fruntaș. Să vedem Moldovan cu are pe 3, cu Nicolae pe 4, pe 5, Șuțeanu, apoi Taraș, Cascatău, Bechir, Moisescu și Rusu încheie top 10. Da, Moldovan acum nu este sub presiune, însă în zona aceea Taraș, Șuțeanu, Cascatău, s-ar putea să se mai întâmple multe în această ultimă fază a cursei. Mai avem mai puțin de 7 minute până când se va scurge acest timp regulamentar. E bine, Bogdan Moldovan a fost acolo mereu implicat în aceste bătălii și ține cu dinții de acest loc 3. Între timp s-a făcut secundă acolo între Cristian Berindea și Lucas Hellman. Acum Berindea are cale liberă spre victorie, însă în etapele precedente am mai văzut erori neforțate din partea lui Berindea. A declarat că această mașină încă îi mai rezervă uneori surprize
Nu e ușor de controlat acest M3 GT2, dar depinde de el. Până la urmă, ce era cel mai greu a reușit. Acolo, Moldovan, destabilizat de ieșirea largă, e foarte ușor să ieși acolo larg. Switchback-ul lui Nicolae s-ar putea să-l ajute, a reușit să bage nasul acolo și dacă rămâne așa, va avea interiorul în acul de păr Andretti, s-ar putea să se schimbe. Deținătorul poziția a treia, iată-l pe Victor Nicolae, încearcă să frâneze târziu Bogdan Moldovan și să rămână acolo, nu prea are șanse, trebuie să-l închidă pe Șuțeanu măcar. Locul al treilea e acum al lui Nicolae, se atinge ușor cu Șuțeanu, Nicolae a rezolvat această problemă răbdător, până la urmă tot cu puțină colaborare. Majoritatea depășirilor, Mihai, în această cursă au fost când adversarul a pus două roți pe pietriș. E greu aici pe aspirație, nu prea faci mare lucru, n-a pus să atingi vitezele acelea mari unde chiar te ajută aspirația și de aceea ai nevoie de puțină cooperare fără voia, ca să zic, acelui din față, pentru că bine, nu vrea să te lasă să depășești, deci numai așa, pe greșeală am văzut depășiri sau majoritatea celor pe care le-am văzut au fost pe greșeală. Hellman deja aproape 2 secunde de Berindea, mai în spate Dudașul trece de Kovac pentru locul 11. Deja s-a murit carturile pe finală, mai sunt 5 minute rămase. E un grup interesant de 3 acolo, Dudașul, Kovac și Tufeanu, cei 3 oameni care au venit din Liga Semipro. Iată, ei se bat pentru poziția 11-a în această cursă. Mult mai în spate sunt Cezar Toader cu Acoș Sabo, Andrei Dincă, Alex Damian și Andrei Morțilă formează un alt grup de 5 acolo în mai puțin de 9 secunde. În față, Hellman nu mai ține ritmul cu Berindea și încep să mă întreb dacă Victor Nicolae are vreo șansă la locul al doilea în aceste 4 minute. Cred că e un pic cam târziu momentul în care a urcat Victor Nicolae pe 3. Nu că ar fi putut face mare lucru, l-a lăsat acum pe Moldovan la o secundă în spate și a securizat acest loc 3. Puncte bune până la urmă. Și atât timp cât Taraș nu e chiar în coasta lui, nu e atât de mare pierderea. Taraș e pe 6, da, însă dacă Moldovan greșește și este întârziat și Șuțeanu poate ușor, Taraș se urce pe 4. Problemă pentru Lucas Hellman, a greșit Hellman și a fost prins deja de Victor Nicolae. Acum Nicolae e în postura să dea atacul și urcă pe poziția a doua. Incredibil cât de ușor a pierdut acest loc 2. Lucas Hellman continuă să îl atinge pe Bogdan Moldovan. Incredibil pe unde încearcă Șuțeanu să treacă. Ce nebunie este aici? Ce se întâmplă cu Lucas Hellman? Îl răsucește tocmai pe Taraș, pe colegul său, îl scoate larg și pe cascatău. N-am mai văzut. Incredibil! Tocmai Taraș e victima acestui contact aruncat pe nouă de Lucas Hellman, scos departe de acest grup și cascatău a pierdut la Moisescu și Bechir acolo. Hellman nu are mașina în stare bună și e vulnerabil pe acest final de cursă. Da, Hellman trage cu dinții degeaba, a făcut acolo niște manevre care sunt regretabile, n-ar fi trebuit să se mai bage acolo în condițiile în care mașina sa este aproape ruinată, cred că a lovit zidul acolo undeva, cred că așa a pierdut locuri, iese larg aproape în fiecare viraj, abia mai stă mașina pe traseu, vedem cât de ușor se apropie oricine de el, chiar și Moisescu din spate, apoi Cascatov, vin fiecare în siajul său cu ușurință, a tras degeaba acolo, zic eu. Da, atacă acum Moisescu, e clar, nu accelerează optim acea mașină, se dă de pe trasă, vine să-l blocheze pe Cascatău acum, să vedem dacă va mai juca pentru echipă Taraș și el la 4 secunde, iată, din nou iese larg acolo, Cascatău trebuie să treacă repede de Lucas Hellman și o face. Va trece cu siguranță și Taraș până la finele cursei, pentru că acea mașină e groaznic de controlat acolo. Acum problemă pentru Bogdan Moldovan, eroare la ieșirea din corkscrew și pierde locul al treilea, pierde chiar 3 locuri. Incredibilă cursa asta, câte răsturnări de situație, ajunge până în zona lui Cascatău. Era sub presiunea lui Șuțeanu acolo și Moldovan din nou nu mai e pe podium. Asta voiam să zic, că cine se va uita peste an la ce rezultat va vedea Berindea 7 secunde față de Nicolae. O cursă normală din Racing România, dar nu a fost așa, au fost foarte multe dueluri, foarte multe răsturnări de situație. Nu a fost deloc o cursă, ca să zic așa, obișnuită sau simplă. Ți-a fost dor de o bătălie între Cascatău și Moldovan? Acolo cei doi. Iar au ajuns unul lângă celălalt. După atâtea și atâtea întâmplări, sunt acolo.
Dar haide să vedem, Victor Taraș ajunge la Lucas Hermann. Iată cât de greu controlează mașina Lucas Hermann. Trebuie dat acest ordin de echipă. Nu are de ce să mai stea Lucas Hermann după ce a făcut mai devreme lui Taraș. I-a lăsat destul de ușor pe piloții APR Competition. Acum îl strânge pe Victor Taraș pe acest exterior și rămâne în fața acestuia. Îi blochează trasa. Incredibil ce s-o fi întâmplat oare aici. Lucas Hermann e brusc, mult mai determinat decât a fost în bătăliile anterioare. Acum însă trece în sfârșit Victor Taraș cu ușurință pe accelerare. L-o fi cumpărat Nicolae pe Hermann, e o glumă evident, însă la cum l-a întors fără motiv pe Taraș, era acolo în acel sandwich, a tras de volan, nu știu, a fost acolo un incident care putea să fie evitat doar dacă lăsa puțin din gaz Hermann în condițiile în care nu mai avea ce să tragă. A fost momente care greu le înțelegi, momente la adrenalină. Pățim și în cursele reale adesea. Sunt cei mai buni piloți, cei mai buni sim raceri aici și totuși uneori te întrebi cum a putut. De e foarte simplu de pe canapea să judeci, însă acolo în vâltoarea momentului cu un monitor sau cu trei, fără să ai tot special awareness-ul și toate aplicațiile de care ai nevoie uneori, s-ar putea să fie greu. Între timp a ajuns Berindea în ultimul tur. Parcă am fi vrut să nu se termine niciodată cursa asta. Da, de ce n-am făcut Laguna Seca etapă de Andurant, dar ar fi fost fain să vedem cu mașinile, cu pneul noi, cum rulează după oprirea la boxe. Ce vreau să zic că este adevărat că dacă nu ai trei ecrane, e foarte greu să vezi în jurul tău, chiar și cu un ecran mai mare, cu un singur ecran mai mare, e foarte greu să vezi în jurul tău și mulți ne-au spus asta, că e foarte greu. Vedem acolo suspensia, aproape că sar roțile din BMW-ul M3 E92, ceea ce nu prea am văzut în acest sezon. Da, acolo la ieșirea din corkscrew este acea compresie impresionantă. Cristian Berindea mai are doar un viraj până când va reuși cea de-a doua victorie din acest sezon. O victorie cu care intră foarte ferm în bătălia pentru un titlu în care părea destul de îndepărtat. A fost departe în unele etape. Acum câștigă a doua cursă din sezon. Cristian Berindea, Victor Nicolae recuperează pas cu pas cu răbdare până pe poziția secundă și are de ce să-i mulțumească lui Lucas Hermann. Șuțeanu completează podiumul, o etapă foarte bună, loc 1 și loc 3, apoi Bechir, Moisescu, Moldovan, Cascatău, Taraș abia pe 8, tot ce a câștigat în prima etapă, a cam pierdut în cea de-a doua față de Victor Nicolae, însă Berindea e marele câștigător al acestei etape, Hermann încheie pe 10, Eugen Dudașu trece acolo pe 11, Covaci, Tufeanu, Cezar Toader, Andrei Dincă, Alex Damian și Andrei Morțilă sunt piloții care completează distanța. Sabo Dumitrescu și Neg sunt cei implicați în incidente și care sunt pe lista abandonurilor. Iată, Cristian Berindea, omul numărul 1 din sezoanele precedente, reușește să-și adjudece o victorie în care a pus presiune pe Hermann. Hermann a rămas cu presiunea și după ce a fost devansat de Berindea, a greșit capital acolo și astfel a pierdut șansele unui loc 2. Era important ca Hermann să fi terminat pe 2 pentru coechipierul Victor Taraș. Asta era mai important, să nu scoată pe Taraș, să rămână măcar cei doi acolo undeva în top 5, top 6, să puncteze și pentru echipe și pentru ei la individual, la piloți, însă asta este în cursă. Nu mai putem schimba nimic, aceasta a fost etapa de pe Laguna Seca, etapa a 5-a, suntem la jumătatea sezonului. Lunea viitoare avem din nou etapă din Liga Pro, prima etapă de anduranță pe Virginia International Raceway. Noi am fost Mihai Fira și Alexandru Șiclovan. Aceasta a fost acțiunea din Racing League Romania, a fost superb și în această seară. La revedere!